Colegiul Național din Nicu Golescu Câmpul Lung va avea ultima reprezentație cu public din acest an, sâmbătă la Chiajna, acolo unde elevii lui Alexandru Popovici vor da piept cu echipa secundă a grupării de primă ligă, Concordia. Mușcelenii, cu un moral bun după victoria din etapa trecută 3-0 în fața piteștenilor de la SCM, sunt favoriți cerți în confruntarea cu ilfovenii lui Liță Dumitru. Cu o linie de clasament de invidiat și cu un joc spectaculos, CND Nicu Golescu Câmpul Lung nu are cum să se împiedice de echipa de pe locul 9. Cu o singură înfrângere la activ față de 5 ale gazdelor, mușcelenii vor să încheie acest tur de campionat cu o victorie. Un punct nu i-ar mulțumi, iar de înfrângere nici nu vor să audă. Din păcate, Alexandru Popovici nu-l poate folosi în acest ultim joc pe fundașul stânga Mihai Băduleanu, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Nici Adrian Voicu, fundașul dreapta, se pare că nu s-a refăcut în totalitate până la ora jocului de sâmbătă. Staful medical va face eforturi pentru recuperarea capitanului mușcelen. Domnii antrenorii au pus, să zic așa, stop relaxării și bucuriei de după meci și i-au pus pe băieți cu picioarele pe pământ atât de bine încât să realizeze că mai este un joc de disputat și trebuie tratat foarte serios meciul cu cei de la Chiajna. Probleme de lot avem doar pe Mihai Băduleanu, care este suspendat pentru meciul cu Chiajna. Adrian Voicu, după cum bine știți, nu a jucat în ultima etapă cu SCM, acuzând ceva probleme medicale, dar cred eu că va face parte din lot și punem aici doar suspendarea lui Mihai Băduleanu ca fiind o absență pentru meciul cu Chiajna. Ilfovenii, conduși de pe bancă de fostul mare internațional român Liță Dumitru, nu au impresionat în acest tur de campionat. Au pierdut chiar pe propria arenă în fața echipelor din Afumați și Turnu Măgurele și au remizat cu SCM Pitești, ultimele două echipe fiind învinse de mușceleni. De altfel, și presa de specialitate din Ilfov vorbește în termeni laudativi la adresa mușcelenilor și avertizează pe cei de la Chiajna că vor avea un joc infernal în compania mușcelenilor. Meci foarte greu pentru Chiajna, echipa de pe locul al doilea din Nicu a practicat cel mai frumos fotbal în acest tur de campionat. După ce au pierdut un prim meci după multă vreme, Concordia are o partidă infernală în această etapă, scrie revista Ilfov Sport pe site-ul său. Mai mult, aceeași revistă de specialitate dă ca pronostic sigur victoria mușcelenilor. Nu de alta, dar Cotigă, Stancu și ceilalți echipieri trebuie să-și apere blazonul de echipa redutabilă. Programul complet al ultimei etape a turului de campionat 2015-2016 din Liga a 3-a, Seria a 3-a este următorul. Atletic Bradu, CS Podari, Concordia Chiajna 2, CND Nicu Golescu, CS Afumați, CS Ștefănești, Sporting Roșiori, FC Aninoasa, Urban Titu, Inter Olt, SCM Pitești, Înfrățirea Hărman, Voluntar 2, Sporting Turnu Măgurele.